Salut! Suntem în data de 15 decembrie. A nins puțin azi noapte și pământul s-a hidratat. A fost o toamnă lungă, o toamnă uscată, secetoasă, fără precipitații. Nu am putut să sap în grădină, am vrut să plantez niște butași de vițe de vie, dar pământul fiind foarte uscat, am amânat la acest moment până în momentul în care pământul are suficientă apă pentru a hidrata noi butași. Așa că astăzi, chiar dacă azi noaptea a nins, voi planta în grădină 20 de butași de vițe de vie, butași pe care i-am comandat la o pepinieră din Breaza. Dacă vă interesează subiectul, haideți afară cu mine să facem această operațiune. Am comandat 20 de butași de viță de vie de la o pepinieră din Buzău, din localitatea Breaza. Să desfacem coletul, să vedem ce conține acest colet. Am desfăcut coletul și observăm că avem fetească neagră 10 butași cu rădăcini bine dezvoltate. O lungime a butașului de 30 de centimetri și o creștere a altoiului bună, bine dezvoltată. De asemenea, am mai comandat și primit 10 butași de merlot care de asemenea sunt bine dezvoltați, cu rădăcini foarte bune. Și pentru că vița va fi pusă în pământ acum iarna, vreau să protejez altoiul, nodul de altoire, punctul de altoire, de îngheț. Așa că îl voi proteja prin învelire în folie cu bule. Așa arată după ce a fost protejat cu folie. Voi proceda la fel pentru toți cei 20 de butași. Și folia în felul acesta protejată atât de îngheț, față de îngheț, cât și ca în primăvară să nu dea lăstar din portaltoi. Am terminat operațiunea de protecție, de protejare a punctului de altoire și a altoiului. Plantele vor fi îngropate, iar această folie cu bule va asigura o protecție împotriva înghețului, o protecție suplimentară, chiar dacă vor fi mușuroite. Această folie va rămâne pe butașul de viță de vie până în luna martie, când se va dezgheța pământul și va începe să încălzească. Mergem în grădină să le plantăm.
Am terminat de săpat gropile. Acum urmează plantarea butașilor de vițe de vie. Gropile sunt executate la distanță de 1,50 m între ele pe rând și 1 metru între rânduri. Urmând ca în viitor să le formez sub formă de boltă aplecată de stânga și de dreapta gardului. Am să tai doar foarte puțin, doar vârfurile la rădăcini pentru a stimula producerea de noi rădăcini. După care plantăm butașul. Rădăcinile bine răsfirate și adăugăm pământ. Se tasează bine pentru a elimina aerul de la rădăcini. Pământul este bun, nu este înghețat, are suficientă umiditate, dar nu este nici noroi. Nu are umiditate excesivă. Am lăsat punctul de altoire la nivelul solului. Peste acesta și peste altoi voi face un mușuroi. Am terminat de plantat butașii de viță de vie. Urmează ca acum să-i mușuroiesc. Am să pun mulci format din iarbă cosită. Așa arată mica noastră plantație de astăzi, unde am plantat 10 butași de fetească neagră și 10 butași de merlot. Am mușuruit cu pământ butașii, le-am pus câte un bucată de lemn, cu un mic arac pentru identificarea locului. Acum voi pune iarbă uscată pe mușuroi. Am terminat de mușuroit și cu iarbă. Iarba asigură o protecție suplimentară buștașilor de viță de vie plantați să nu înghețe. Acum așteptăm primăvara. Astăzi am plantat vițe de vie, butași înrădăcinați de vițe de vie. Chiar dacă este iarnă, dar dacă timpul este favorabil, adică solul nu este înghețat, se poate planta cu succes atât vițe de vie, cât și pom fructiferi. Dacă pământul nu este înghețat și este bine hidratat, șansele de prindere sunt de peste 90%. Chiar spre 100%. Așa că vă îndemn să procedați la plantările de toamnă, târzie, chiar și iarnă, în grădina dumneavoastră. Reușita este aproape garantată. Nu ezitați să plantați pomi, nu ezitați să plantați vițe de vie, toamna, târziu, iarna, până în primăvară de vreme. Plantările acestea de toamnă, târzie, iarnă, aduc un aport de apă important în sol. Plantați
pomi, plantați vițe de vie, nu așteptați primăvara, plantele au răgazul necesar pentru a-și dezvolta rădăcinile în sezonul rece. Acesta a fost ultimul material pe care l-am filmat pe anul acesta. S-a încheiat sezonul de agricultură. Vă urez sărbători fericite, să fiți sănătoși, să aveți putere de muncă și să ne vedem la anul viitor, în 2023, cu dragoste pentru agricultură și dragoste pentru lucrul făcut de mâna noastră. Până atunci, la mulți ani, sărbători fericite și să fiți sănătoși!